Legenda Păpădiei, o poveste despre oameni și flori. Cu fiecare oră care trecea, Păpădia se simțea mai bătrână și mai obosită. Totuși, era incredibil de lucidă și împăcată cu propria soartă. Fetița îi făcuse o promisiune solemnă. Își ceruse mii de scuze pentru tot răul pe care îl pricinuise și pe care acum încerca să îl repare. O îngrija cu devotament și cu dragoste. Îi aducea apă proaspătă și îi cânta. Nu trecuse mult timp de atunci, de la momentul în care viața îi fusese dată peste cap complet și definitiv. Păpădia își amintea clar detaliile. Își amintea cum fusese smulsă cu brutalitate de lângă frații ei viguroși și mereu zâmbitori, de lângă surorile ei delicate, de lângă mătușa plăpândă care abia mai răsufla în căldura după amiezii de vară. Rememora acea clipă de durere intensă. Șocul fusese atât de puternic încât probabil leșinase pentru o clipă. Nu își amintea exact. Acum revedea în minte sângele de culoarea laptelui care îi țâșnise din tăietură și se bucura că îi se întâmplase ei și nu altcuiva drag. Ea fusese de la început puternică, de când se născuse. Nici vântul aventurier, nici soarele arzător, nici ploaia torențială nu reușiseră să o îngenuncheze. Crescuse înaltă și frumoasă, semeață și energică. Era frumoasă, bună și curajoasă. Își proteja întotdeauna surorile de razele scânteietoare ale soarelui, oferea picături de rouă cristalină mătușii bolnave, adăpostea între petalele ei orice insectă care voia ceva dulce sau doar un loc cald și moale unde să se odihnească. Dar toate astea păreau parcă trăite într-o altă viață. Totul fusese bine până în ziua când fetița o zărise și se repezise cu un țipă de bucurie să o rupă. Ah, câtă durere și câtă spaimă îndurase în acele clipe cumplite! Doar cei care au fost mulți de lângă familie și cei care au suferit traume grave pot înțelege cu adevărat teroarea și durerea pe care Păpădia le simțise. Acum zăcea într-o casă rece, neprimitoare, în care nu existau alte flori, nu existau ploi călduțe, nici albine, gărgărițe sau libelule. Aici, în locul acesta straniu, unde soarele nu putea să o vadă, simțise pentru prima dată că îmbătrânește rapid, că nu mai are mult de trăit. Fără să se poată vedea, Păpădia știa totuși că părul îi albise și fața îi se umpluse de riduri adânci. Observase și fetița că Păpădia ei dragă se transforma de la o oră la alta într-o bătrână tristă, obosită și fără putere. Se aplecase asupra vazei, cu lacrimi fierbinți curgându-i pe obraz și șoptise: „Iartă-mă, Păpădia mea dragă, nu am știut să te îngrijesc, nu m-am priceput să te mențin tânără și frumoasă. Să știi că mama mi-a spus un secret. Ascultă aici. Tot ce are viață îmbătrânește și apoi moare. Acum e rândul tău, dar jur că îți voi face un sicriu frumos și că te voi păstra mereu lângă mine." Păpădia era convinsă că fata se va ține de promisiune și că o va băga într-un sicriu din lemn și sticlă, un tablou, după cum aflase că se numesc aceste sicrie care stau în casele oamenilor. Pentru a-și aminti întotdeauna că florile nu se simt bine în apartamente, ci pe câmp, în bătaia soarelui și a vântului. Desigur, ea ar fi preferat să ajungă înapoi în grădină, alături de familia ei, însă nu se putea opune dorinței exprimate de fetiță. Păpădia mai știa, de asemenea, că nu va mai simți nici când mirosul pământului scăldat în rouă. Cu siguranță nu își va mai revedea familia. Somnul nu îi va mai fi tulburat de zumze de insecte și nu va mai simți niciodată piciorușe reci de albine pe obrajii încinși de soare. Câte doruri după viața trecută, câte regrete legate de tot ceea ce nu apucase să trăiască. În această dimineață, când fetița s-a trezit, a observat că Păpădia murise. Era îndoită peste vaza, dintr-o dată prea mare. Copila a întins un deget și a mângâiat tulpina lungă și subțire. Era rece ca gheața. Era răceala care cuprinde tot ceea ce moare. Doar lacrimile fetei erau fierbinți. I-a fost milă să o lase singură pe draga ei păpădie în racla pe care o pregătise. A alergat în curte și a jumulit la întâmplare alte două păpădii și câteva frunze crestate de un verde crud, proaspăt. Voia ca ele să-i țină de urât pentru totdeauna globului pufos de care se atașase și pentru care acum vărsa lacrimi amare. Povestea păpădiei este povestea morților inutile. Este povestea tuturor florilor pe care omul, în egoismul său fără de margini, le rupe ca să se bucure o clipă de frumusețea lor. Este povestea oamenilor care, loviți de forțe mai presus de puterile lor, nu pot sau nu vor să își revină și mor neștiuți. Mor nu neapărat de moarte fizică. Moartea spirituală, moartea sufletească, moartea prin nepăsare față de propria persoană și față de lume, sunt morți mult mai dureroase decât moartea fizică. Acești oameni rămân închiși pe vecie într-un tablou pe care ei nu îl pot înțelege și pe care nimeni nu îl va admira vreodată. Fără soare nu există viață, indiferent de vârsta pe care o avem, de statutul social sau de hobby-uri. Noi toți avem nevoie de soare, de căldură, de iubire pentru a ne deschide și a zâmbi sincer, pentru a fi fericiți. Rămâi în bătaia soarelui, a vântului și a ploilor, că cele te călesc și te înviorează. Desigur, în viață te pot lovi furtuni vite pe neașteptate. Uneori ești rupt de ceea ce îți este drag, alteori cineva îți rupe cea mai frumoasă petală. Rămâi demn, omule. Rămâi om chiar și atunci când ți se pare că alții îți pregătesc o moarte inutilă, când îți fac rău, cu voie sau fără de voie. Și nu uita, atunci când greșești, că răul nu se poate repara făcând alt rău, așa cum a făcut fetița din poveste când a rupt alte câteva flori pentru a le pune alături de păpădia ei dragă. Îți mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut legenda păpădiei, care nu este altceva decât o poveste despre flori și oameni, nu uita să dai like și să te abonezi apăsând clopoțelul, pentru că vor urma și alte povești de acest fel.